Una dintre cele mai promițătoare jucătoare din fotbalul feminin, Cristina Soltan, a debutat pentru noua sa formație, Universitatea Olimpia Cluj. Deși are doar 14 ani, ea a evoluat pentru echipa Under-17 și a marcat un gol. Cristina Soltan s-a transferat recent la echipa Universitatea Olimpia Cluj din campionatul României. La numai 14 ani, Cristina a marcat primul său gol chiar în meciul de debut pentru echipa de junioare sub 17 ani. Gruparea din Cluj a câștigat cu scorul de 8-1 meciul cu formația Kids Tâmpa. În weekendul trecut, Cristina Soltan a marcat un gol și pentru echipa Under-15. Universitatea Olimpia Cluj a felicitat-o pe jucătoarea noastră și i-a urat bun venit printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. În urmă cu câteva luni, echipa la firul ierbii a realizat un reportaj despre Cristina Soltan, care era capitanul echipei de băieți de la școala sportivă din Măgdăcești. Ea a declarat atunci că visează să joace pentru Barcelona. Cristina Soltan este jucătoarea naționalei Under-15 a Moldovei, iar la sfârșitul lunii august a marcat un gol în amicalul cu echipa școlii sportive Bălți. În perioada 27 septembrie-3 octombrie, această generație de jucătoare născute în 2010 va participa la turneul de dezvoltare UEFA, care va fi găzduit de Moldova. Fetele pregătite de Victoria Ostapenko vor întâlni Ucraina, Grecia și Lituania.